Bună ziua, uh, numele meu este Mihai Mogâldea, uh, sunt director uh, adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene și vă salut astăzi la un nou eveniment din seria EU Debates Cafe, uh, un uh, proiect al Institutului pentru uh, Politici și Reforme Europene dezvoltat uh, cu suportul Fundației Hans Eidel Moldova. Astăzi ne propunem să discutăm despre un subiect de actualitate care vizează sectorul de securitate a Republicii Moldova și cu siguranță vine să vine să ajute la dezvoltarea cadrului de politici instituțional pentru activitatea Serviciului de Informații și Securitate. În același timp, în opinia unor experți, există și anumite riscuri care vin la pachet cu subiectul care urmează să-l discutăm astăzi și de aceea ne-am propus să avem această dezbatere, să avem această, această discuție pe marginea proiectelor de lege privind activitatea Serviciului de Informații și Securitate între necesități, riscuri și impact. Discuția de astăzi vine la circa o lună de când aceste trei proiecte de legi despre care vom vorbi au fost înregistrate în Parlamentul Republicii Moldova. În săptămâna trecută a fost organizată și o uh, consultare publică acestor proiecte pe platforma parlamentară, urmând ca uh, după cele anunțate de către președintele Comisiei uh, Securitate Națională, Apărare și Ordină Publică, uh, discuțiile pe platforma Parlamentului să continue și ulterior, iar, uh, evident, proiectele de lege, odată revizuite, amendate, vor fi uh, supuse votului în Parlament. Pentru a afla mai multe detalii și a înțelege, fac tot contextul problemei, motivația care a stat în spatele redactării acestor proiecte de lege, dar și care este viziunea dinspre guvernare și societatea civilă pe marginea acestor proiecte de lege. Vom discuta astăzi cu Alexandru Musteață, director al Serviciului de Informație și Securitate, cu Adrian Cheptonar, deputat în Parlamentul Republicii Moldova și membru al Comisiei Naționale de Securitate, Apărare și Ordine Publică, cu Sergiu Bozianu, director executiv al Asociației pentru Protecția Vieții Private, cu Cristina Snegur, coordonatoare de program Amnesty International Moldova și Natalia Albu, directoare executivă a Platformei pentru Inițiative de Securitate și Apărare. Eu vă invit să rămâneți alături de noi pe toată durata discuției, să Adresați întrebări pentru vorbitorii noștri atunci când vom avea sesiunea de întrebări și răspunsuri, și evident să veniți cu comentarii pe care, în măsura în care sunt legate de cele discutate aici, vom încerca să le preluăm și să le abordăm în cadrul discuției. O să închei prin a menționa faptul că. Uh, discuția de astăzi vine să contribuie, de fapt, la uh, acele sau la dezbatere pe marginea acestor, acestor uh, proiecte de lege și să aducă o plus valoare pentru uh, 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 pentru uh, textul acestora, astfel încât uh, Inclusiv cu participarea societății civile, să putem avea un dialog mai activ cu autoritățile și uh, demnitarii, uh, demnitarii publici. Uh... Acestea fiind spuse, o să-i ofer cuvântul domnului Alexandru Musteață, director al Serviciului de Informație și Securitate și o să rog să se refere propriu-zis la uh, elementele pe care le-am inclus în titlul acestei discuții. De unde vine necesitatea pentru aceste trei proiecte de lege uh, care în viziunea noastră este impactul și rezultatele așteptate în urma implementării acestora și uh, pornind de la contextul, contextul actual, uh, care, care este impactul așteptat pentru activitatea și cadrul instituțional, dacă doriți, sau modul în care vor opera mai departe reprezentanții Serviciului de Informații și Securitate pentru asigurarea și îndeplinirea, de fapt, misiunii pe care o au aceștia? Vă rog. Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație și pentru organizarea unei astfel de dezbateri care este uh, extrem de necesară în societatea noastră pentru a face claritățile cu privire la aceste trei proiecte de, de legi. Îți facem o mică uh, trecere în revistă. În primul rând este noua lege a Serviciului de Informație și Securitate, o lege cadru nouă, uh, practic legea veche, rescrisă și cu anumite uh, elemente ajustate, îmbunătățite. Este modificarea legii privind statutul ofițerului de informații și securitate, care iarăși vine ca să îmbunătățească activitatea ofițerilor, statutul pe care îl au ei beneficiile sociale și așa mai departe. Și o lege conceptual nouă, privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă. Ce în primul rând ce ține de uh, uh, sursa acestora sau necesitatea de a avea aceste trei proiecte de legi, Vine în primul rând din contextul regional de securitate pe care l-avem. Ori el s-a schimbat uh, imediat după 24 februarie, a devenit a trecut într-o altă uh, extremă, extremă războiului convențional, deci s-a schimbat situația de securitate și Republica Moldova cu sectorul său de securitate și apărare trebuie să se adapteze. Uh, iar aceste trei proiecte de lege vin anume să adapteze serviciul de informații și securitate la noile uh, la noile riscuri pe care le avem. În al doilea rând, este vorba de acel proces de reformă pe care l-am început noi în cadrul Serviciului de Informații și Securitate, auditul instituțional pe care l-am făcut, analiza legislației naționale, analiza cadrului normativ intern, toate procesele care le-am făcut noi intern. Au venit cu un set de recomandări colegii din, din serviciu, printre care și modificarea celor două legi, în special legea SIS-ului și legea prin statutul ofițerului, precum și necesitatea de a avea această lege prin activitatea contrainformativă și informativă externă. Scopul acestora e să facă serviciul mai eficient în activitatea sa cotidiană și, totodată mai eficient în a preveni riscurile la adresa securității naționale. La moment, modul în care noi operăm e strict din investigarea infracțiunilor. Și noi investigăm infracțiuni, ceea ce este un risc la securitatea țării, deja materializat, deja care se întâmplă și are anumite prejudicii pentru țara noastră, iar activitatea contrainformativă, conceptual, ține de prevenirea unor astfel de riscuri, respectiv trebuie să avem capacitatea să desfășurăm anumite măsuri contrainformative pentru a identifica și ulterior preveni riscurile, până că ele să se materializeze, să ajungă să prejudicieze interesele naționale ale Republicii Moldova. În modul cum ele au fost prezentate în Parlamentul și au fost înregistrate de către deputați, aceste legi, așa cum le -am, cum au lucrat colegii mei la, la ele, Includ mecanismul pe care îl vedem noi sub control al judecătorului, acel mandat judecătoresc implică judecătorul ca fiind un, având un rol foarte important, păstrând în paralel uh, un rol pentru procuror în uh, verificarea activității serviciului, legalitatea, corectitudinea acestora, adăugând o serie de mecanisme și proceduri pentru echilibrare, pentru uh, balansarea de o parte a celor competențe care serviciul va putea face cu autorizarea judecătorului versus protecția vieții, vieții private a cetățenilor noștri. Cum pe platforma din Parlamentul deja au fost o serie de. o dezbatere, noi am mai avut alte dezbateri la noi la serviciu în care au fost și o serie de propuneri destul de bune, care cu siguranță vor, vor, fi parte din mai multe amendamente. Chiar sper că cei care au fost la dezbatere le vor pune pe foaie și le vor transmite în adresa Comisiei Parlamentare. Vedem deja dacă au ajuns la, la moment sau nu. Proiectele de lege au fost expediate Comisiei de la Veneția, ori Chiar și textul actual reprezintă o transpunere a celor recomandări a Comisiei de la Veneția de acum circa 5 ani, când a fost ultima opinie dată de, de această Comisie. S-au introdus uh, recomandările de atunci și s-a expediat repetat în adresa Comisiei. Acum, uh, răspunsul de la Comisiei spune că undeva în luna ianuarie ar trebui să avem un răspuns de la ei, opinia cum văd ei uh, aceste proiecte de legi și cât de bine a reușit noi să echilibrăm. În paralel, desigur că asta nu încurcă, noi să, la nivel național, în cadrul dezbaterilor, în lucru cu societatea civilă, cu mediul academic, mediul de experți, să vedem și alte modificări care ar fi benefice, cum să îmbunătățim aceste proiecte de legi. Mersi. Mulțumesc tare mult! Noi revenim un pic mai târziu și la aspectele mai. Uh, mai înguste, mai uh, la uh elementele care sunt incluse în fiecare proiect de lege în parte. Acum uh, pot să-l invit pe Adrian Cheptonar, uh, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, uh, să se refere inclusiv și la uh, contextul uh, politic sau, mai degrabă, motivația politică pentru uh, promovarea acestor proiecte de lege, uh, care este viziunea, de fapt, a guvernării, a uh, comisiei uh, parlamentare, inclusiv uh, ce stă în spatele promovării acestor proiecte de lege, și iarăși care sunt rezultatele pe care, care sunt așteptate și care vin să contribuie la soluționarea problemelor menționate inclusiv de către domnul Stianța anterior. Da, mulțumesc, Mihai, pentru această ocazie de a. Putea transmite cetățenilor informațiile pe care noi le deținem, de a putea îi explica și cumva a facilita ca oamenii noștri să poată să treacă peste îngrijorările pe care eventual ar putea să le, să le aibă. Eu o să încep cumva contextual, o să vorbesc un pic despre motivația mea personală sau cum văd eu aceste necesitatea acestor legi, în deosebit, eu cred chiar dacă noi acum vorbim despre un pachet de trei legi, deci Statutul ofițerului de informații, Legea cadru SIS și Legea privind activitatea contrainformativă, cea mai mare dezbatere este pe legea despre activitatea contrainformativă și informativă externă, acest lucru celelalte legi practic transpun niște mici modificări în legislație, modificări care practic existau în, în practic, se întâmplau după niște regulamente interne. Acum acum totul se transpune în legislație, se transparentizează anumite procese din cadrul Serviciului de Informații și Securitate, dar legea privind activitatea contrainformativă este una nouă și introduce acest mecanism nou de apărarea securității naționale și anume mandatul judecătoresc. Eu o să spun despre sine un, un lucru care este public, este în CV-ul meu pe pagina Parlamentului. Eu personal am început cariera mea în cadrul Serviciului de Informații și Securitate. Deci la vârsta de 17 ani eu am mers am făcut o academie de informații în, în străinătate, după care am muncit până în 2010. La începutul anului 2010 am muncit în cadrul SIS. Și eu pot să vă spun că în calitate de ofițer de informații în acea etapă, deci după 2010, pot să am avut careva contacte cu colegii, înțelegeam despre, la nivel general, procesele care se întâmplă, dar uh, uh, pot să vă spun că, în calitate de ofițer, munceai pe un dosar, acumulai anumite probe, dar le transmiteai pentru că Serviciul de informații și Securitate nu are organ de urmărire penală, le transmiteai după competență, mai departe, procuraturii, CNA-ului și după aceasta, eu pot să vă spun că absolut nimic nu se întâmpla. Dacă nu luau un procuror, bani de la obiect, de la un infractor, luau un judecător. Dacă nu luau un judecător din prima instanță, luau un judecător din a doua instanță. Dacă nu din a treia instanță, în fine, absolut nimeni nu ajungea să fie pedepsit pentru lucrurile pentru faptele care periclitau securitatea națională. Da? Deci și acest lucru a fost în general deci acest lucru s-a perpetuat pe durata întregii, eu cred, independența Republicii Moldova. O să lărgesc cadrul și o să spun că în general, observațiile mele despre conjunctura politică, în acești 30 de ani, politicienii, per general, nu și-au dorit un serviciu de informații puternic. Pentru că, de obicei, în toți acești 30 de ani, politicienii au modificat legi, hai, haideți să zicem, cum s-a pregătit la undromatul s-a luat un buton roșu de la CNA, generic vorbind un buton roșu, s-a modificat legea așa că CNA să nu poată interveni, nici BNM să nu poată opri acele transferuri extrem de dubioase, despre care în timp real cunoștea toată lumea. În dimineața când în țară intrau miliarde de bani murdari rusești, toată lumea știa, nimeni nu avea mecanism să le oprească. Toți vedeau un rând de calculator, deci ofițerii pe, pe, pe ecran, că se întâmplă așa lucruri și nu puteau să intervină. Banii intrau, făceau o mică parte a spălării și plecau din țară. Politicienii de obicei au să zic, au ciopărțit din prerogativele tuturor organelor de drept, nu doar al SIS, ca să poată să fure, să poată să-și implementeze scheme și lucrul asta dacă ne uităm unde a dus în, în ziua de astăzi, vedem foarte clar uh, scena politică de până acum, uh, deci de până la venirea uh, guvernării PAS, vedem ce se întâmplă astăzi, uh, pentru mine... În calitate de observator, cu un ochi oarecum antrenat, îmi este extrem de clar, fără a citi rapoarte sau informații, doar strict ca observator, îmi este foarte clar ce se întâmplă, cum, cum sunt ghidați lideri politici, cum sunt ghidați comentatori de tot felul. Este ciudată, apropo, că observației că în Republica Moldova comentatorii se numesc experți, expert politic, expert economic, când în limba engleză, de fapt, ei au un termen foarte, foarte bun, se numesc pandiți, adică Persoane care se dau cu opinia la televizor. Faptul că ți s-a oferit un microfon la televizor nu înseamnă că ești expert în, în, în ceva. Și în, cumva ar trebui să avem un, un termen și în... De, tot felul de comentatori la televizor care sunt parte a unui scenariu se vede cum sunt ghidați de un singur centru de comandă spre transpune în spațiu public anumite opinii și atunci când ele sunt din mai multe voci spuse, lucrurile se văd par pentru pentru cetățean care nu are o expertiză în o expertiză analitică suficientă, par par destul de, de reale și narativele dorite din exterior se se transpun în realitățile din Republica Moldova. Deci, în tot contextul ăsta, așa cum a spus domnul Musteață, noi aveam acum un război care a pornit deja practic, cred, în jur de 300 de zile sunt împlinite, plus minus câteva zile aveam astăzi 10 luni de război la hotarele noastre și la fel cum domnul Musteață s-a referit ieri, să știți că Uh, e, și eu am toată certitudinea că este o informație adevărată. Uh, a existat o intenție din primele zile a armatei rusești să ajungă de, în momentul când ei credeau că în trei zile o să ia Chievul, să ajungă până la Transnistria uh, și eu am mari că ei s-ar fi oprit pe s-ar fi oprit pe Nistru în acel moment. Astăzi noi avem mare noroc de rezistența eroică a ucrainenilor pe, teren, pe câmpul de lupt, luptă convențional, dar în teren pentru inimile cetățenilor Republicii Moldova, pentru opțiunile lor politice. Noi vedem o luptă acerbă a tuturor felurilor de personaje posibile ghidate de, de Kremlin. Este foarte interesant cum Kremlinul preferă să asocieze cu hoți, cu tot felul de criminali, de oligarhi care își plătesc personaje, își plătesc personaje utile, uneori inconștiente, uneori destul de conștiente. Eu sunt sigur că Serviciul de Informații și Securitate cunoaște la nivel destul de detaliat despre majoritatea astfel de, de persoane, dar astăzi acest mandat judecătoresc care a început acum 10 ani practic 10 ani, eu cred, sau poate, poate 8, epopeia lui în care SIS venea eu prima dată am auzit despre acest mandat de la directorul Mihai Balan, care deci SIS de 10 ani spune că are nevoie de mai multe mecanisme pentru a Proteja Securitatea Națională a Republicii Moldova. Policienii, și ne aducem aminte ce fel de policeni au fost în ultimii 10 ani, ce scopuri au avut ei, de fapt, nu au dorit să acorde acest mecanism. Din acest motiv, 5 ani în urmă, legea asta a fost trimisă la Comisia de la Veneția, ea deja a fost expertizată. Între timp, în proiectul, în proiectul nou s-au aplicat majoritatea solicitărilor, a opiniilor Comisiei de la Veneția și astăzi noi am intrat într-o nouă dezbatere și voință politică de a acorda de a capacita serviciul de informații și securitate cu acest mecanism pentru a proteja Republica Moldova există. Ce vreau eu să spun? Noi am avut în dezbaterile, în dezbaterile din Parlament de o săptămână în urmă, pentru mine a fost memorabil intervenția do unei doamne reprezentante a companiei Molcel care are responsabilitate tehnică de a oferi canalele de de interceptare către către organele de drept. Doamna a spus expres cu cu voce clară, a spus că Astăzi, solicitările de la SIS de interceptări sunt foarte puține în comparație cu toate comisariatele practic și organele MAI. Noi astăzi suntem într o situație în care avem circa 40 de comisariate în țară și fiecare comisariat de poliție are practic același număr de interceptări ca tot SIS-ul pe toată țara. Înțelegeți? Pentru că se fac interceptări pentru orice, există o plângere că s-a furat un telefon, poliția are anumite mecanisme și până la urmă telefonii nu se mai fură pentru că se găsesc, pentru că se aplică niște mecanisme, avem lucrători operativi foarte buni și în cadrul poliției și ele se găsesc, dar tehnic, din punct de vedere a fricii unor persoane cu acces la spațiul public în care transmit, transmit informații despre fricile lor că s-ar putea ca serviciul de informații și securitate să transforme într-o armă politică, să folosească aceste mecanisme pentru a, 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 a cum, pentru a constrânge din libertățile cetățenilor, a fost a, și, și este înregistrarea a, a, acelei dezbateri la Parlament, când doamna reprezentantă Molcel a spus foarte clar, interceptările, solicitările de interceptări din partea SIS sunt ca număr infimi față de celelalte organe de, de control. Desigur, pentru ca politicienii să nu aibă frica aceasta, că e, mecanismul ăsta va fi folosit ca o, 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 o bâtă politică, sau cum, cum am auzit într-o emisiune unde am participat cu domnul Vasile Bolea pe, pe această temă, noi o să implementăm un, o, o lege ulterioară. să fie un. ca să reglementăm un registru unic al interceptărilor. De exemplu, eu personal consider că datele de contact ale polițienilor cu imunitate, a demnitarilor de top, trebuie să fie la serviciul de informații într-o listă, pentru că noi astăzi putem noi astăzi putem să avem o situație în care un polițist dintr-un dintr raion să spună că acest, după informațiile lor acest număr de telefon este folosit de un hoț convențional de, de ceva, nu știu, de apartamente și este nevoie să-l interceptăm. Procurorul va da Va da mandat pentru interceptarea unui număr specific de telefon. Când acest număr poate fi a unui politician. Deci, pretenția unui colaborator simplu de poliție despre apartenența unui număr la un personaj este oarecum suficientă și eu cred că noi trebuie să avem un mecanism în plus în care, dacă. Vor fi asemenea cazuri, la SIS se aprinde un beculeț, că acest număr aparține unui demnitar, se încearcă o interceptare a unui demnitar. Deci, mecanismele astea de protecție, de abuzuri politice, vor fi, vor fi gândite. Iar la ziua de astăzi, deși înțeleg anxietatea. Unor, unor persoane, eu consider că scopul cel mai presus al Serviciului de Informație și Securitate este să apere Securitatea Națională a Republicii Moldova și este nevoie de acest mecanism. Deosebirea între, dacă ar fi întrebarea, de ce, ce va da acest mecanism, ce nu poate da legislația curentă, Astăzi, noi, noi avem legislație în care SIS poate să facă măsuri operative, deci se poată să facă investigații doar în cadrul dosarelor penale, după fapte deja împlinite, fapte criminale deja împlinite. Ori specificul organelor de securitate este că ei cele mai multe lucruri trebuie să le prevină eu cred 95% din activitățile serviciului de informații și securitate nu sunt cunoscute ca rezultat, adică sunt unele lucruri pur și simplu nu se întâmplă pentru că ofițerii de informații au cunoscut și au întreprins anumite lucruri, deci practic noi am văzut o, o, o activitate mai E fervescent, așa, a, SIS pe domeniul anticorupției. La momentul în care cinea încă avea o, o conducere care nu avea interes de a, de a lupta cu, cu corupția și cu schemele, atunci a fost nevoie de a se baza mai mult pe, pe serviciul de informații și securitate, dar în rest, eu vreau să asigur cetățenii că SIS întreprinde foarte mult lucruri ca să apere securitatea, lucruri care nu se văd. Iar faptul că nu se văd, nu înseamnă că, că nu există. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult! Acum o să îi ofer cuvântul domnului Sergiu Bozianu și o să, o rog să se refere la al treilea proiect de lege, cel care a născut de fapt cel mai multe, cel mai multe dezbateri, care ține de uh, activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă. Uh, domnule Bozianu, Înțeleg că uh, pe partea ce ține procedurile de autorizare acestor măsuri, fie prin uh, decizia directorului Serviciului de Informație și Securitate, fie, fie, prin mandat judecătoresc, uh, au existat uh, cel mai aprinse discuții la consultarea publică de săptămâna trecută uh, și o să, o să vă rog să readucem în dezbatere aceste elemente ca să le înțele înțeleagă și cei care ne urmăresc și ca să observăm care ar fi, de exemplu, potențial riscuri pe care, pe care le vedeți dumneavoastră. Mulțumesc! <coughs> Bună ziua! Mulțumesc pentru această oportunitate de a vorbi despre aceste proiecte de lege și, în genere, problematica scoasă la iveală. Mai întâi de tot, ca să vă ofer răspuns la, la, cele solicitate, aș vrea doar câteva remarci la, să aduc la, la cele auzite astăzi aici, care strădinesc și mai mari îngrijorări decât cele auzite în cadrul Parlamentului și în cadrul dezbatelor publice. Deci vreau să vă zic că timpurile persoanelor VIP, dacă le putem așa numi, SIS-ul nu o să, dea voi să să, mint, anterior anumite persoane politice nu puteau fi accesate, nu puteau fi vizualizate, nu puteau fi urmărite, nu puteau fi pornite dosar penal și altele, că s-a prindea roșu. Deci statul polițienesc constă în, în faptul că anumite persoane sunt privilegiate în raport cu obligațiile și responsabilitățile care există în lege. Legea trebuie să fie aplicat, aplicată în raport cu toate persoanele echidistant. Uh, vreau să vă zic că nu pot fi un atât de optimist pentru perioada anilor 2010, 2012, 2015, când mi-aduc uh, aminte cu lux de amănute uh, acele 10 acțiuni pornite de Centrul Național pentru Protecția Datelor Caracter Personal împotriva Serviciului de Informație și Securitate, pe motivul că accesările, verificările, filerile, și toată activitatea încălcau drepturile omului. Acele 10 acțiuni care au durat mai bine de câțiva ani, apropo anterior, Centrul pentru Protecția Datelor, era mult mai activ la acest capitol și mai mult efort depunea pentru a restabili proporționalitatea dintre viața privată și alte drepturi concurente pot să vă zic că deci, s-a depus foarte mult efort ca să fie excluse aceste persoane VIP din registrul de stat a populației, din registrele de stat a unităților de drept, transporturilor care circulau nerestricționat prin, prin nou, cu acte false, acte dublă identitate, deci nu nimereau nici într-un fel de grilă de, deci eu nu știu, probabil că noi avem vreo 2 ani de zile de când am uitat acea investigație numită Republica Interceptărilor. Deci cam spre asta noi ne apropiem. Eu nu înțeleg ce s-a întâmplat când noi revenim pe aceeași greblă. Deci noi, practic, a doua oară pășim cu același stâng. În 2015, probabil, a fost o inițiativă similară de a promova aceste proiecte de lege, mandatul de securitate și, să zicem așa, lărgirea puternicilor SIS-ului. Uh, la acea perioadă de timp, societatea civilă, deci uh, autoritățile publice au uh, opus rezistență pentru a echilibra și mare atenție. Deci și în ziua de astăzi, categoric nu vorbim despre uh, uh, lipsa de necesitate de a fortifica sau cumva de a moderniza, de a da careva împuterniciri puterni, SIS-ului. Categoric nu. Înțelegem, suntem conștienți situația e instabilă în, în zonă, e insigură, dar, stimați colegi, drepturile omului se aplică și pe timp de război. Convențiile nimeni nu le anulează chiar pe timp de război, ulterior toți sunt trași la răspundere. Deci noi nu trebuie să mergem prin lozinca că situația noastră dificilă din regiune nouă ne-ar permite să stabilim doar drepturi. Eu am citit de câteva ori legea informativă și contrainformativă, eu am identificat doar drepturi. Deci toată legea vorbește doar despre drepturile sis -ului. Eu nicăieri nu am văzut despre, deci, reglementări cu privire la responsabilități, interdicții, limitări, garanții, drepturile omului. Eu pur și simplu nu am identificat astfel de, de sintagme. Eu nu înțeleg de ce a doua oară pășim pe, pe aceeași eroare. În primul caz ne-am trezit cu proiectele în Parlament și trebuiau să scrim scrisori de mersuri deci, iată, de tipul discuției publice. A doilea cază același lucru, ne trezim cu legile în Parlament, deci așa o tematică sensibilă prin care Republica Moldova a trecut câțiva ani în urmă, sub o altă guvernare, sub o altă tentă politică, sub alte viziuni, noi ne trezim iarăși cu aceleași proiecte înregistrate, dar mult mai invazive, mult mai intruzive și cumva noi ajungem la concluzia că deci, noi deja avem ceea ce avem, haideți să îmbunătățim spuneți să vă rog frumos, cum putem să îmbunătățim ceea ce nu s-a discutat în prealabil? Ceea ce nu s-a uh, armonizat, ceea ce... Elementar, iată, uh, elementar nu avem poziția Procuratorii Generale instanților de judecătoriești, deci instanții de judecate care, care va autoriza și va uh, cumva va fi actorul principal în aceste raporturi, poziția Centrului pentru Protecția Datelor, avocatului Poporului, deci instituțiile de bază care trebuie să asigură această proporționalitate. Noi vedem viziunea doar SIS-ului. Deci, nu trebuie să, iată din cele expuse astăzi aici, iată Landromatul, furtul miliardului și multe altele, s-ar primi că anterior SIS-ul în gener nu a avut drepturi și responsabilități atribuții. Deci s-ar primi în felul dat că anterior nu exista, în general sis nu facea nimic, nu avea nicio atribuție, nicio uh, sarcină, iar în prezent noi trebuie cumva să remediem ceea ce s-a admis anterior. Uh, eu vreau să vă, să vă zic o, un simplu fapt cele mai multe persoane care depun plângeri prin încălcarea dreptului la viața privată după ce părăsesc funcțiile sunt foști angajați SIS. Și, eventual, din ministerie, politicieni, deputați. Noi trebuie să facem în așa fel legile, ca noi să nu ne temim de ele după ce plecăm din funcție. Da, astăzi este X, Y, Z, deci ca figuri cheie care cumva țin volanul în mână și cumva putem spune că avem o anumită încredere în ceea ce face. Ce o să fie peste o lună, peste două, după noile alegeri sau după noua conducere, la cine vom raporta toate aceste drepturi? În viziunea mea, deci aceste proiecte de lege sunt disproporționate în raport cu dreptul la viața privată și, în genere, Focusul acestor legi, iată mie nu mi este clar, ele, ele, sunt îndreptate în privința anumitor tipuri de situații sau în privința oricărei persoane. Deci, astăzi, la moment, noi avem un, un mecanism, cel puțin așa cum este afișat. Eu nu știu ce o să fie mai departe, cum o să evoluez legea. Dar astăzi noi avem un instrument nelimitat. Deci, dreptul SIS-ului de a obține acces la orice infrastructură, dreptul SIS-ului de a obține orice informație până la 2 ani de zile, interceptarea de la 6 luni la 2 ani de zile, să în termenul. Necesitatea, nu e clar. Nu este clar de ce s-a scos controlul procuraturii, instanței de, judicat, centrul de protecție de dator, a datelor, altor mecanisme în privința activităților care sunt realizate de către SIS. SIS-ul SIS tot lucrează oameni. Deci aceleași persoane fizice care lucrează în procuratură, în SIS, în Parlament, în oricare altă entitate, sunt persoane fizice, cetățenii acestei țări, care au o anumită responsabilitate. Noi nu putem spune că cei din SIS sunt cei mai bravi sau cei din Parlament sunt cei mai nebravi. Peste tot sunt, să-i spunem, și fapte corespunzătoare și necorespunzătoare. Abuz există în orice instituție, inclusiv în instituțiile care apără drepturile omului. Trebuie să o recunoaștem. Nu doar cele care previn și investigează. Dar care este mecanismul real de a ne -a preveni un eventual abuz? Deci noi, fix doi ani în urmă, cele mai multe misiuni, investigații și relatări se refereau la eventuale filări, interceptări, camere ascunsă, urmăriri și tot felul de mijloace speciale de investigație. Doi ani în urmă, au trecut doi ani de zile, ne, ne pomenim că cumva tematica data a, a trecut în spate, ne pomenim cu niște împuterniciri exorbitante. Deci, uitați-vă, uh, cum, și, și apropo, mai este un moment foarte important. Noi vorbim iată s-a discutat astăzi un pic, despre faptul că SIS-ul accesează cel mai puțin. Credeți-mă, la toate instruirile pe care le fac despre viața privată, același lucru îl reiterez. Cel mai puțin în țara asta interceptează SIS-ul. De ce? Pentru că există o anumită structură, procedură și alte activități pe care sunt realizate de SIS. Este mult mai ușor să plătesc 5 dolari pe zi, să vă interceptez la toți telefoanele, cum s-a întâmplat mai devreme. Este foarte facil, astăzi tehnologia ne joacă fiesta. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie să capacităm SIS-ul în așa o formă încât noi să nu mai putem controla aceste, această instituție care ar putea să abuzeze. Deci nu mă refer la anumite persoane X, Y, Z, dar atunci când se dă putere, deci probabil cu toții știm, dacă vrei să vezi cine este persoana, de putere și vedem ce, la ce o să ajung, sau până unde o să meargă. Este foarte greu să controlez atunci când ai un acces nelimitat. Intenția guvernării de a digitiza economie țării, procesele, serviciile publice este un aspect deci, fenomenal, absolut necesar pentru toți noi. Dar când punem alături ă, drepturile nelimitate de a intercepta, de a fila, de a urmări, eu, îmi pun la, deci eu deja pun la îndoială, să-i spunem așa, beneficiile pe care noi le -o, o să le obținem. Eu nu am văzut din toată nota informativă, expertizele care au fost aduse, nu am văzut o practică similară în alte țări. O practică care să fie cel puțin la același echivalent ca și cerințele care sunt prevăzute în aceste legi. Eu nu cunosc o țară unde nu se aplică în genere dreptul la viața privat pe termen de 50 de ani. Asta e imposibil. Deci astăzi legea spune în felul următor. Ani, până la 2 ani de zile, termen maxim de activitate deci, informativă și contrainformativă, după care se crede stat până la 50 de ani. Eu o să am peste 52 de ani vârsta la care nu o să mă mai intereseze cine mi-a accesat mii datele și cine m-a filat în vârsta în care sunt eu astăzi aici. Care drepturi, despre ce drepturi ale omului noi vorbim, atât timp cât nu există o balanță, este atât elementar. Eu pot să vă zic că anul trecut SIS-ul a accesat 70, aproape 80.000 de persoane. 80.000 de persoane, cifra oficială care a fost accesată. Câte din aceste 80.000 de persoane au fost informate despre faptul că au fost accesate? Nu cunoaște. Din cât eu cunosc, nimeni nu cunoaște. Și persoanele care au fost supuse acestui interceptări, filări, iată... Uh acest instrument este foarte docil de a controla anumite puteri, anumite, să-i spunem, activiști, jurnaliști de investigație, persoane notori pe care să le poți cumva suprima sau să-i calmezi, să-i pui cumva la, la rece, să-i explici că uite, noi cunoaștem și asta, și asta, și asta, cum s-a întâmplat și anterior. Practicile, deci astăzi, informația trebuie să fie utilizată în favoarea statului și în favoarea drepturilor omului. Dar dezechilibrul dat, vorbeam mai vrem despre măsurile, măsurile, care pot fi realizate în contextul uh, activităților informative și contrainformative. Jumate sunt autorizate de către instanță, jumate sunt autorizate de directorul SIS. Bine, legea prevede mecanismul de informare a persoanelor supuse măsurilor de investigație. Numai că și aici legea trecează. Mecanismul se aplică doar în cazul măsurilor autorizate de instanța de judecat, nu și în cazul conducerii SIS. Mai mult ca atât, probabil că conducerea SIS nu știu ce capacități trebuie să aibă să poată fiecare hârtie îi spui semnătura și să-i sigură că acele măsuri dispuse, ele vor fi în tocmai și vor corespunde. În cazul instanței de judecată, măcar există nivelul ăsta ierarhic, poți contești, există o anumită cazuistică, o anumită, să spunem, un anumit control până la urmă. În cazul directorului SIS sau adjuncților directorului SIS, noi vedem că toate aceste pârghii și împuterniciri se oferă doar într-o singură mână sau într-un uh, număr limitat uh, de persoane care vor gestiona aceste uh, informații. Mai mult ca atât, și mecanismul de control și de verificare tot este cumva subordonat pârghiilor SIS procurorul trebuie să aibă acces la secret de stat. Cine acordă acces la secret de stat? SISU. Când acordă SIS-ul uh, acces la secret de stat? Când nu există interdicții sau impedimente în vederea acordării secretului de stat. Deci, dacă există o informație prin care se crede că această persoană duce o activitate contrainformativă sau informativă împotriva statului Republica Moldova, el nu primește acces la secret de stat. Și poate fi acest procuror cât de bun el, cât de... El pur și simplu nu se poate verifica ce aici face SIS-ul și a doua situație, și același lucru se referă și la judecători, că judecătorii tot trebuie să aibă acces la secret Și a doua situație, în cazul în care procurorul și judecătorul a ieșit din zona de confort a serviciului și vine cumva cu careva acte de interdicție, de constatare a încălcărilor și așa mai departe, SIS-ul retrage drepturile accesul la secret Și iarăși acest procuror ies pur și simplu din limita de jurisdicție unde poate activa. Eu cred că noi nu trebuie să găsim instituții albe și negre. Responsabilitatea este comună Republicii Moldova. Noi nu avem că mai iu, e mai rău ca SIS, ori SIS e mai bun ca procuratura, ori procuratura mai mult ca instanța de judecat. Peste tot avem de lucrat. Dar nu putem să promovăm niște idei, să-i spunem așa, într-o formă foarte și foarte loială. Pentru că asta o vedem la moment. Este o promovare loială a unor pârghii foarte extinse. Și promovarea acestor pârghii vor, va avea exact un efect invers în contextul în care aceste pârghii vor fi uh, utilizate nerestricționat, contrar legii sau decât persoane, nu mai știu, rău intenționate pe la urmă. Care este eu ca cetățen? Care este mijlocul meu de control? Cum pot eu să verific sau cumva să mă apăr de la uh, acțiunile curea credință întreprinsă de către SIS? probabil că nu este subiect de discuții publice. Nimeni nu o să vorbească despre asta deschis. Dar atunci când vorbești cu foști angajați SIS, cu actuali angajați SIS, în discuții deschise, deci nu vreau să discreditez instituția sau cumva să arunc piatra în, în, grădina acestei instituții. La fel vorbesc și cu uh, angajații IGP-ului, procuraturii, instanțe și din alte părți. Uh, lucrurile nu stau cu totul așa cum se Uh, și nu stau în felul în care uh, tot timpul există, să spunem așa, tendința asta de a domina sau de a impune niște reguli sau de a merge, de a identifica acel suspect uh, și acolo când se greșește sau se trecează, se încearcă să se mușamalizeze, să se astupe uh, toată această... Deci, noi în principiu, eu chiar mă uitam pe rapoartele de activitatea Centrului pentru Protecția Datelor, nu am văzut niciun caz de control în privința SIS-ului, niciunul. Eu am văzut cazuri de control în, în, privința maiului, constatări, sancțiuni, eliberări din funcții. Eu am văzut în cazul procuraturii, eu am văzut în cadrul instanțelor de judecată. eu nu am văzut niciun caz în cadrul sis -ului. De ce chestia dată nu se întâmplă? De ce noi ar trebui să stabilim niște, sau să determinăm niște instituții în afara controlului altor instituții? Organismul e viu, ele toate trebuie să fie coroborat să activeze. Procurorii zverifice SIS-ul, SIS-ul verifici procurorii, procurorii zverifice instanța, instanța zverifice legalitatea actor. Unii pe alții trebuie zverifice, altfel mecanismul nu lucrează. Dacă noi o să favorizăm o singură instituție cu niște pârghii extrem de largi, noi să ne pomenim, noi să ne pomenim uh, un stat polițienesc, pentru că astăzi proiectele de lege nu este nimic mai mult decât Big Brother 2, pentru că aceste proiecte de lege au mai trecut odată filtrul și vreau să vă zic că după discuțiile din Parlament, foarte multe, eu vă spun chiar din sectorul privat, agenți economici, jurnaliști, instituții media, au rămas panicate de la ceea ce au auzit. Și nu din cauza că nu ar trebui iarăși reiterez, nu din cauza că nu trebuie de acordat drepturi SIS-ului, dar din cauza cum vor, vor fi realizați aceste drepturi. Nici o responsabilitate din perspectiva controlului celor supuși asupra măsurilor speciale de investigații. Probabil în curând o să avem și o, o, o viziune mai clară și din, din prisma Breslei, deci avocaților, apărătorilor drepturilor omului, care, deci, deci, ei pur și simplu nu o să poată să intervină în apărarea drepturilor omului, atât timp cât nimeni nimic nu știe despre aceste interceptări. Deci nu este suficient doar să nu interceptăm avocatul cu clientul său este, necesar ca noi să dăm pârghii avocatului clientului să poată apăra drepturile persoanei fizice și cumva să existe un echilibru. Eu foarte mult vreau ca aceste proiecte de lege să fie armonizate și să fie, să-i spunem așa, să răspundă acelor riscuri în care noi ne pomenim în ziua de astăzi. Dar consider absolut incorrect ca noi să solicităm poziția Comisiei de la Veneția până atât timp cât noi pe inter, pur și simplu, nu s-a lucrat pe această lege, nu s-a obiectat, nu s-a armonizat, nu s-a avizat. Comisia de la Veneția nu o să vină și nu o să ne dea avize minuțioase, detaliate, cu puncte, cu virgule, cu trimiteri la legislație. La și sarcina e cu totul alta. Ei o să vină pe principii. Sarcina Republicii Moldova este ca uh, actele normative elaborate să le adapteze în așa fel încât să fie coroborate sau să fie armonizate cu legislația în vigoare. Eu, uh, uh, deci, sunt mai mult ca sigur că

Ca să venim cu amendamente, noi iarăși revenim la faptul deci, de la cine am pornit și la ce am ajuns. Nu înțeleg de ce nu s-a creat un grup, un grup de lucru înainte de, de, a fi înregistrate aceste proiecte de lege, de a fi discutate în prealabil, cum a fost cu legislația combaterea spălării banilor, care, a venit, care au venit să transpună, să facă un copy paste din directivele europene. Și în acel caz s-a făcut discuții, s-a discutat, s-a vorbit în prealabil, s-a venit cu obiecții, cu propuneri, după care s-au înregistrat aceste proiecte. Noi aici ne pomenim că ele sunt înregistrate, directive la care să facem un copy paste nu avem. O bună parte din ceea ce am prevăzut noi în, în actele date este creație exclusiv națională exclusiv național, chiar dacă se urmăresc principiile care sunt regăsite și la alte servicii. Și în final noi avem un, un dezbalans pentru că, sincer vorbind, deci acest instrument va lucra în primul rând împotriva SIS-ului. Nu în favoarea fortificării atribuților SIS-ului, dar în detrimentul SIS-ului, pentru că Republica Moldova a fost condamnată de câteva ori pe segmentul nerespectării dreptului la viața privată și în special în cazul măsurilor speciale de investigație, activităților speciale de investigație, interceptări, filări și altele noi nu mai avem luxul ăsta de, de, a ne permite ca să votăm. Iată, eu am, eu am, prins așa un simplu fenomen în lege. Că, deci, cumva așa parcă să creat o, o, impresie. Că dacă introduci în lege, este suficient ca deja asta să se respecte și să fie bătut în cui. Articolul 8 din CEDU spune foarte clar ca să admiți ingerință în viața privată, dar ingerința în viața privată este orice colectare de informații despre persoane fizice. Mult, puțin, un pic mai puțin decât puțin e ingerință în viața privată. În genere, orice n-ar colecta statul despre persoană fizică, ingerință în viața privată. Nu o spun eu, o spun CEDU. Și CEDU spune în felul următor, că această ingerință în viața privată să fie uh, permisă sau uh, acceptată, ea trebuie să fie prevăzută de lege. Iată, noi ne-am pornit, ne-am oprit la prima uh, condiție. Să fie prevăzută de lege. Da, avem lege unde se prevede ingerința. Dar ce nu mai condiționează? Să fie proporțională, să fie adecvată, să fie în corespundere cu practica și recomandările e, internaționale. Iată, noi aceste ultimele trei elemente, noi pur și simplu nu le avem pe acest proiect de lege. Pentru ca noi să echilibrăm sarcinile și activitatea SIS-ului. SIS-ul trebuie să înțeleagă că este o instituție închisă. Personal, v-am expus chiar cazul în care eu am, 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 fost implicat, am depus o simplu solicitare. Dați-mi, vă rog, juristul cu care pot să vorbesc despre legea cu la e, deci, identificarea la și serviciile din încredere, care a fost elaborată tot de SIS. Am vorbit cu trei persoane... Bine, am vorbit cu trei persoane la telefon, toate trei persoane mi-au spus că doar în formă scrisă adresați cereri și noi să vă răspundem. Din luna septembrie tot aștept răspunsul. Deci nu am putut, pur și simplu, elementar, să ajung la un jurist cu care să discut instituția este închisă. Da, este un specific, îl recunoaștem și trebuie să-l înțelegem. Nu putem să ne intrăm în vizită la directorul SIS atunci când noi vrem să la oricare jurist, sau oricare agent, deci ofițer SIS. Dar trebuie să avem persoane de contact cu care să păstrăm legătura cu realitatea. Pentru că SIS-ul este o, să spunem, dacă putem să-i spunem, este o castă de oameni care urmărește niște scopuri foarte bine definite. Cealaltă societate nimic nu știe. Nu poate să intervină, nu poate să înțeleagă obiectivele, nu poate să înțeleagă riscul sau cum să colaboreze cu această instituție. Deci, rugămintea mare este pe aceste proiecte de lege. Noi trebuie să ne focusăm nu asupra faptului inoportunității de a propulsa mai departe aceste legi, dar asupra necesității revenirii sau reexaminării acestor proiecte de lege esențiale pentru a le corobora, a le adapta, a le armoniza, nu știu, orice să Deci, ca ele să corespundă cu drepturile omului. Nu doar să declarăm, dar și să o facem. Ca după 5-10 ani de zile să mai avem o discuție tot în această sală. Și atunci când nu o să mai deținem funcții, ori să deținem alte funcții, nu știu, probabil, deci, independență de... Să ne amintim de aceste momente că am făcut o lege bună și care lucrează în favoarea Republicii Moldova și în favoarea cetățenilor și nu în detrimentul drepturilor omului sau cumva, iată, mâine pe mâine vine cineva și o utilizează contrar scopurilor urmărite. Și în cazul dat, asta ar fi, să-i spunem, cea mai mare dorință care aș, care aș vrea să o manifest aici și să fie auzită. Pentru că toți, și apropo, sunt foarte puține persoane care cu adevărat înțeleg ce scrie în lege. Este un specific foarte aparte. Și, și acele persoane puțini care, să-i spunem, cât de cât mai, mai au tangență cu acest domeniu, nu tot timpul sunt auziți. Deci rugămintea este să fim auziți. Mulțumesc! Mulțumesc mult. Eu mi-am notat ce obțin trei probleme pe care le-ați scos în prim plan, întrebări pe care le vom adresa ulterior invitațiilor. Acum o să-i ofer cuvântul Cristine Snegur, coordonatoare de program la Amnesty International Moldova, ca să ne vorbească inclusiv despre modul în care uh, sunt, sunt privite aceste, aceste reglementări aduse de către noi, le nești din perspectiva uh, drepturilor omului în gerințe, în viața privată, așa cum uh, menționa și domnul Bozian, dar și în general la uh, activității uh, instanțelor uh, judecătorești. Te rog, Cristina. Bună ziua! Îți mulțumesc, Mihai, pentru invitația de a participa la acest panel. După cum am mai menționat și la consultările anterioare pe marginea acestor proiecte de legi, și după cum a mai menționat și domnul Băzeanu, nu negăm faptul că este necesar de a eficientiza mecanismul de activitate al Serviciului de Informație și Securitate și înțelegem foarte bine riscurile la care este expusă Securitatea Națională, în special în contextul. Războiului care se petrece în țara vecină. Însă, totodată este necesar că, ca aceste legi care vor fi adoptate să nu fie contextuale. Ori ele vor fi uh, aplicate și eventual după finisarea războiului, deci este necesar ca ele să fie în concordanță cu standardele internaționale pentru protejarea drepturilor omului. În acest sens, uh, Spre exemplu, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în vasta sa jurisprudență un set de principii de bază în contextul măsurilor de supraveghere a serviciilor de securitate pe care statele părți la convenție trebuie să le aplice în vederea asigurării drepturilor omului și în special a dreptului la viața privată a persoanelor pentru a le proteja de eventuale abuzuri și ingerințe arbitrare. Curtea Europeană a stabilit că, odată ce aceste măsuri înfăptuite de către serviciu reprezintă o ingerință gravă în viața privată a persoanei, este necesar ca aceste ingerințe să fie stabilite într-o legislație precisă și clară, care, fac, care face parte dintr-un cadru legal care să asigure securitatea juridică într-un mod corespunzător. Aceste norme trebuie să fie. Atât clare și detaliate, precum și accesibile și previzibile, astfel încât toate persoanele să aibă o închipuire despre consecințele care vor urma în cazul în care ele vor fi supuse unor astfel de măsuri. Odată ce Implementarea acestor măsuri nu poate fi supusă unui control al persoanei sau unul, unui control al publicului larg. Este necesar ca măsurile înfăptuite de către serviciu să fie limitate și respectiv să se instituie unele garanții de protecție a persoanelor. Printre acestea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului menționează că este necesar de a defini natura infracțiunilor care pot duce la supraveghere de către serviciu. Stabilirea categoriilor de persoane care cad sub incidența acestor măsuri. Stabilirea limitei de timp pentru înfaptuirea unor astfel de măsuri. Stabilirea procedurii de examinare, utilizare și stocarea informației obținute de pe urma înfăptuirii măsurilor stabilirea precauțiilor în contextul comunicării informației obținute terțelor părți și stabilirea circunstanților prin care informația obținută poate sau trebuie de a fi distrusă. Dacă e să comparăm aceste proiecte de legi care au fost discutate cu principiile setate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, atunci vedem că aceste legi conțin foarte multe ambiguități, neclarități, care eventual pot duce la uh, ingerințe și la um, nerespectarea drepturilor omului. Spre exemplu, avem prevederi care spun că furnizorii de uh, servicii de comunicații uh, trebuie să-și adapteze uh, mecanismele sau aparatajele uh, pentru ca serviciul să aibă acces la informație. Sau prin alte moduri stabilite de comun acord. Deci nu este clar care ar fi aceste moduri stabilite de comun acord, poate fi interpretat extensiv într-un mod uh, fraudulos și așa mai departe. Sau dacă e să vorbim despre articolul care uh, stabilește regulile cu privire la uh, deschiderea și menținerea sau distrugerea dosarului uh, special, acest articol prevede că în cazul în care uh, informația devine uh, Nerelevantă pentru înfăptuirea măsurilor sau pentru acest caz, această informație se va păstra sau se va distruge și atunci nu este clar care sunt condițiile care ar favoriza o decizie asupra altuia. Deci ne aflăm în situația în care serviciul poate decide în mod unilateral și subiectiv unele aspecte care efectiv duc la, pot duce la abuzuri și la ingerințe în viața privată a persoanei. De asemenea, este necesar de a atrage o atenție sporită la articolul 12, care stabilește măsurile contrainformative. Deci, după cum a fost menționat și de colegii mei anterior, acest articol stabilește două categorii de măsuri, care sunt autorizate prin autorizarea directorului SIS sau directorilor adjuncți sau care sunt autorizate prin mandat judecătoresc. Acest articol este foarte important pentru că în baza acestor autorizări decurge și obligația serviciului de a notifica persoanele cu privire la înfăptuirea măsurilor odată ce dosarul a fost clasat. Și deci considerăm inoportună categorisirea acestor măsuri ca fiind mai puțin intruzive sau mai mult intruzive și credem că este necesar ca toate aceste măsuri să fie autorizate printr-un mandat judecătoresc odată ce curta a stabilit că după cum a spus și domnul Bozian orice intruziune reprezintă orice astfel de măsură reprezintă o intruziune în viața privată a persoanei. Cu atât mai mult, domnul director al serviciului a menționat că recomandările Comisiei de la Veneția, care s-a expus pe proiectul anterior din 2000. 17, uh, au fost uh, incorporate în aceste proiecte de legi, s-a încercat să se țină cont de acestea, însă, uh, la alineatul 1 al articolului 12, litera A, putem vedea că serviciul poate avea acces la informația financiară și tranzacțiile financiare ale persoanelor. Și respectiv, Comisia de la Veneția a menționat anterior că este îngrijorător acest fapt, deci accesul serviciului la un astfel de tip de informație, fără a avea uh, un control uh, exterior, fără a uh, fi în cadrul unei urmăriri penale. Deci nu există un control pentru că sunt autorizate de către directorului serviciului. Și deci uh, curtea, uh, Comisia, îmi cer scuze, Comisia de la Veneția a mai menționat că o astfel uh, de prevedere, poate duce la o potențială supraveghere în masă și trebuie revizuită din perspectiva articolului 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care prevede dreptul persoanei la viață privată. Totodată, vedem la articolul 4 din proiectul de lege cu privire la activitatea informativă și contrainformativă că serviciul poate are dreptul de a avea acces la serviciile Um, sistemele de um, in informații ale uh, autorităților publice, organelor de ocrătire a normelor de drept, precum și a întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor, indiferent de tipul lor de proprietate. Deci, noi vedem asta mai mult ca o măsură contrainformativă și, deci, iarăși considerăm că este necesar de a fi autorizată printr-un mandat judecătoresc pentru a se institui un control oarecare, pentru a se oferi acele garanții necesare de protecția drepturilor persoanelor. Totodată, dacă este să ne referim la măsurile la procedura de autorizare a măsurilor contrainformative, vedem că acest proiect de lege prevede că în cazul în care există unele circumstanțe excepționale Serviciul poate înfăptui uh, măsuri contrainformative pe un termen de 24 de ore, fără autorizarea uh, uh, prin mandat judecătoresc, care uh, va fi solicitată ulterior. Însă. De asemenea, Comisia de la Veneția, în aceeași uh, opinie din 2017, a menționat că serviciul uh, trebuie să specifice într-un mod mai clar care ar fi aceste circumstanțe excepționale, care ar duce la necesitatea uh, de înfăptuirea unor astfel de măsuri fără autorizarea uh, judecătorească. Și uh, dacă e să vorbim despre... Uh, obligațiile serviciului sunt de acord cu domnul Bozean atunci când spune că nu prea le putem deduce din aceste proiecte de legi. În unele cazuri în care s-ar părea că de fapt serviciul și-a asumat anumite obligații, de fapt prin anumite greșeli tehnice, așa cum au fost numite ele în cadrul consultărilor sau să le spunem lacune în lege, serviciul, de fapt, își anulează obligațiile dacă, spre exemplu, e să vorbim despre termenul, de, uh, termenul în care aceste măsuri contrainformative pot fi aplicate. Uh, legea, uh, acest proiect de lege spune că serviciul trebuie să se restrângă în termen de 2 ani, însă este vorba despre măsurile speciale de investigație. Deci, acest proiect de lege nu prevede activitatea specială de investigație, ci activitatea contrainformative și deci prin astfel de formulări, de fapt dispare obligația serviciului de a se restrânge în acest termen de 2 ani și ne putem afla în situația în care în afara unei astfel de obligații, serviciul să uh, înfăptească aceste măsuri într-un termen nelimitat. Dacă e să vorbim despre obligația de a informa persoana, uh, vedem uh, în același proiect de lege că în cazul în care spre exemplu dispare uh, circunstanța care ar duce la uh, neinformarea persoanei în cazuri, spre exemplu, care să perecliteze uh, înfăptuirea măsurii, iarăși, uh, se spune că ofițerul de investigații are obligația de a informa persoana imediat sau de a um, iniția procedura de informare. Această prevedere contravine însă și prevederilor acestui proiect de lege pentru că articolul cu privire la subiecții care pot înfăptui măsurile contrainformative și informative externe prevăd că aceștia sunt doar ofițerii de securitate și informație, deci nu ofițerii de investigație. Și iarăși dispare această obligație a serviciului de a notifica persoana ulterior. Deci sunt multe ambiguități, sunt multe clarități, sunt multe lacune. Este necesar ca să aceste, aceste proiecte de legi să nu fie adoptate în grabă, să se consulte ulterior cu societatea civilă, să se accepte cât mai multe propuneri. Nu vorbim, că, nu vorbim de niște riscuri care sunt prezentate, spre exemplu, de actuala guvernare, însă în cazul în care ulterior autoritățile rău intenționate vor vrea să admită unele ingerințe în viața privată a persoanei, atunci ele cu ușurință pot face acest lucru dacă în continuare aceste lacune și neclarități vor fi prezente în lege. Și totodată, noi ca stat riscăm să, ne, să avem mai multe cazuri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru că s-a dovedit că chiar și în cazul în care persoana nu poate demonstra că a fost uh, supusă unor măsuri de supraveghere din partea unui serviciu de securitate, însă și prezența unei legislații neclare este suficientă pentru uh, ca Curtea Europeană să găsească o violare a articolului 8 din Convenția Europeană și respectiv violarea a, uh, dreptului la dată privată a persoanei. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Cristina, uh, și uh, inclusiv pentru faptul că te-ai referit punctual la câteva reglementări, cu siguranță uh, aceste uh, comentarii pot fi utile pentru amendarea proiectului de lege și uh, trecerea uh, prin... Uh, trecerea lor în revistă, cel puțin la uh, următoarele uh, consultări și în discuții care vor avea loc. Uh, acum uh, ca să încheiem sesiunea inițială de intervenție, o să rog pe doamna Natalia Stercul, directoarea Natalia Albu, ce scuze, directoarea platformei pentru iniți inițiative în sectorul de apărare, să ne Prezinte mai degrabă o viziune din punct de vedere a securității naționale pe marginea acestor proiecte de lege și eventual a mandatului de securitate al serviciului, cum ar putea aceste reglementări să servească la consolidarea rolului pe care îl joacă SIS în prevenirea, așa cum a menționat domnul Stează, și contracararea amenințărilor la adresa securității naționale. Da, bună ziua, mulțumesc pentru invitație, pentru că nu atât de des sunt uh, discutate aspecte ce țin de funcționalitatea sistemului de informare și securitate uh, în contextul unor inițiative care vizează uh, dezvoltarea unui cadru legislativ uh, privind reglementarea acestuia și conferirea anumitor atribuții speciale. Uh, de fapt, uh, nu putem să neglijăm că încă din 2014, în mod special, uh, atât și în vizorul societății civile, cât și în general, reforma sistemului de informații și securitate este pe agenda societății civile, în special atunci când s-a propus și s-a adoptat mandatul de securitate ca o măsură specială de asigurare a securității naționale, care a creat mai multe confuzii și dezbateri. În același timp, nu putem să neglijăm că în acest cadru, de la 17 noiembrie, când au fost registrate cele trei proiecte de lege, ne întâlnim cu aceleași lecții și provocări ca și în 2014, ca și anterior. Și aș fi vrut să reiterez patru subiecte de bază care, dincolo de necesitatea de fortificare cadrului instituțional privind ca servicii de informație să-și realizeze prin eficacitate activitatea, sunt patru subiecte majore care se merită de luat în calcul atunci când se adoptă astfel de documente. În primul rând, credibilitatea. Acest fenomen vis-a-vis -vis de funcționalitatea și atribuțiile pe care le exercită serviciul de informații rezidă în percepția populației. Deci cât de credibil este privind măsurile pe care întreprinde pentru a exercita misiunea, nu contravine cu interesele cetățenilor sau dincolo. Nu vine să accentueze privind misiunea tradițională, stereotipuri privind care este misiunea serviciului de informații și aici este inevitabil când vorbim despre percepții, nu vorbim despre niște sondaje și studii. Sunt interesante niște cifre date privind ultimul studiu realizat de platforma pentru inițiativ de securitate și apărare, unde cetățenii, de fapt, la 47% consideră că principala misiune și eficient este serviciul de informație, lupta cu corupția. Pe de altă parte, 50, în jur de 50% sunt de acord că serviciul utilizează toate instrumentele necesare pentru a-și realiza misiunea, dar aceasta nu înseamnă că ei au încredere, pentru că undeva pe locul 5-7 se plasează servicii de informații și securitate, da, 7, deoarece nu este percepția corect cu ce ar trebui să ocupi servicii de informații și securitate. Deci această percepție există deci învechită, dar să recunoaștem că nu prea s-a făcut mult ca această percepție să fie schimbat. Un al doilea subiect care tot este important și a să-l aduc în dezbaterea de astăzi este vorba controlului democratic asupra sectorului de securitate. S-ar părea că este un concept învechit, dar eu aș spune că mai mult el n-a fost înțeles până la urmă la nivel național valoarea acestuia, pentru că da, noi avem un instrument care a fost mai mult pe parcursul anilor Neformal și nevalorificat privind controlul um, asupra serviciului de securitate și informație, dar nu se înțelege această diferență între control și supraveghere. Deci în oricare măsură controlul nu presupune numai urmărirea uh, anumei eficienței serviciului de informație, dar și uh, propunerea de direcții noi de activitate servicii de informație. Asta noi am văzut pe timp de pandemie, noi am văzut în timpul uh, combaterii narativilor privind uh, COVID, când s-au limitat accesul celor 50 de portale de știri care s-au considerat malițioase și promovează știrile false. Un alt exemplu poate fi... Uh, chiar recent acele canale de TV care au fost uh, interzise, dar în acest context controlul eficient presupune atunci când în tandem cu alte instituții uh, se întreprind și alți pași, pentru ca să nu fie suma jocului zero și discuții noi avem în mass media privind legalitatea uh, închiderea acestor canale, dar Migrarea acestor opiniologi, am putea spune, aceste informații spre alte canale, nimeni nu ne dă garanții. De ce eu, în acest context, și controlul rezidă ca și celelalte instituții să promoveze narativele prin informare pentru a balansa această am putea acest pas. Și atunci apare în acest context și supravegherea, cât de necesar este. Pentru multe ori noi înțelegem supravegherea greșită, adică cine pe cine supraveghează, servicii de informații supraveghează populația sau populația ar trebui să supravegheze servicii de informații și în acest sens, iată anume, responsabilitatea instituției în privind că promovează misiunea corect profesionist, trebuie să fie balansat cu supravegherea societății civile și altor actori independenți, cum această misiune se realizează. Și prin aceasta care s-a vorbit anterior este vorba de deschidere și transparență, evident în limita secretului de stat, în limita legislației care se oferă. În a treilea rând, și vreau să aduc în evidență că toate aceste aspecte sunt interdependente, s-a vorbit foarte mult mandatul de securitate, dar eu sunt convinsă că cetățenii puțin cunosc în ce constă acest mandat, pentru că și eu fiind din mediul parțial academic am participat în cadrul unor discuții din 2020 la INES privind necesitatea valorificării acestui mandat și mi-este foarte clar cât este necesar că atunci când anumite personalități politice abuzează și dezinformează populația deci provocându-i la ură și alte mesaje malițioase totuși în acest context este nevoie de o balansare care s-a mai vorbit sau aș spune mai anumite garanții care să fortifice necesitatea acestui mandat dar și garanții cetățenilor și atunci apare a patrulea subiect foarte important, dilema dilema între necesității de implementare a mandatului de securitate în asigurarea securității naționale atunci când procedura birocratică care oferă anumite împuterniciri serviciul de informație să poată să contracareze imediat sursa de dezinformare, în același timp nimeni nu oferă garanții că la schimbările de guvernări aceste aspecte nu vor fi utilizate în detrimentul democrației și în acest context foarte bine, deci în nota informativă e menționat că necesitatea dincolo că schimbă mediul de securitate și riscurile și amenințările au alt caracter, s-a menționat foarte bine scris cu negru pe alb, că și în contextul noilor tendințe ale, ale țărilor democratice. Deci, de ce ar fi binevenit că în acest context să existe niște exemple, niște modele ale țărilor democratice, cum ei implementează astfel de uh, mecanisme de asigurare a securității naționale, care să nu fie în detrimentul cetățeanului, pe de altă parte noi avem această formă de supraveghere sau cum un format noi putem spune compromis de tip trade-off adică o balansare dintre secret de stat și public sau dintre rău și bine și în acest context ca anumite aspecte care ține de funcționalitatea servicii de informație să fie gestionate, să fie cum putem spune realizate în colaborare cu societatea civilă în special când noi vorbim de eficacitate. Deci, dacă vorbim despre eficiență, în ce măsurile, resursele care li sunt alocate, servicii de informații, securitate, evident, parțial pot fi transparente, dar evident, eficacitate, adică cât de responsabili ei sunt în realizarea serviciului respectiv. Această măsură se poate fi de realizat împreună cu supravegherea sectorului cu societatea civilă. Da, mulțumesc! Mulțumesc, tare Mult. Noi mai avem circa 15-20 minute din, din evenimentul de astăzi. O să încerc să trec în, printre problemele care au fost ridicate la fileu de către, de către vorbitori. Și evident, printre cele menționate de către mai mulți dintre colegii prezenți aici, se, se numără problemele care țin de controlul uh, democratic uh, al instituției, de uh, evitarea unor eventuale abuzuri atunci când uh, aceste noi reglementări propuse vor fi, vor fi aplicate și uh, de uh, de crearea acestor mecanisme în interiorul sau introducerea acestor mecanisme în proiectele de legi care nu doar oferă drepturi pentru Serviciul de Informație și Securitate, dar și unele obligații ca să ne asigurăm că riscul acestor abuzuri este unul mai redus. La aceste aspecte o să rog să se refere domnul Alexandru Musteață și domnul Cheptonar un pic, un pic mai târziu. Da, merci mult. Deci, în primul rând, în proiectul de lege sunt incluse o serie de, de mecanisme pe care noi le-am văzut cum să asigurăm controlul asupra activității. Și este menționat, iarăși, în, și în lege prin activitatea contrainformativă și informativă externă, <coughs> sunt menționate și controlul parlamentar, și controlul judiciar, și controlul financiar asigurat de către uh, Curtea de Conturi. Și ține de controlul democratic, cum a spus domnul Albu, într-adevăr, aici trebuie să avem o discuție cum putem implica mai mult societatea civilă, mediul academic, organizațiile din, din domeniul drepturilor omului în supervizarea activității serviciului. Și iarăși, trei ul balanța care trebuie să o asigurăm, având în vedere caracterul destul de sensibil la informațiilor pe care serviciul le deține și cu care operează, versus ceea ce poate fi prezentat mai public, mai pe larg. Aici o discuție pe care putem să avem și respectiv împreună putem lucra la anumite mecanisme cum să asigurăm că în proiectele de lege se regăsesc astfel de, de mecanisme. Și eu chiar cred că noi prin amendamente legislative putem să includem aceste idei în proiectele de lege, ele pot fi îmbunătățite, ele sunt pe platforma parlamentară, și la dezbaterea din Parlament, și în alte circunstanțe. Au venit foarte multe propuneri, chiar unii dintre asolei, noi le-am notat și deja împreună cu colegii lucrăm la ele. Altele sper să vină la Comisia Parlamentară, să fie înregistrate oficial, publice pentru toată lumea, astfel încât să putem lucra iarăși cât mai transparent pe, pe acestea. Și e foarte important noi aici să. Eu înțeleg fricile, eu înțeleg uh, temerile care sunt legate de aceste, de aceste legi. Dar trebuie să înțelegem, securitatea statului tot timpul a fost un subiect destul de complex, <coughs> care implică mai multe instituții. E un efort coordonat a mai multor instituții când vorbim de securitate și apărare. E și Ministerul Apărării, și Serviciul Diferent de Securitate, e și Ministerul de Interne uh, și Procuratura, instanța de jucată, toți au un rol în asigurarea securității uh, statului dar când vine vorba de activitatea contrainformativă și informativă externă, este una destul de specifică, de acord destul de greu de, o, de a o înțelege și noi ne-am uitat la exemplele mai multor state, ne-am uitat și la colegii din România unde mandatul de securitate este scris în lege, el este autorizat de către judecător, e explicit de către judecător, pe un termen de la șase luni înainte și uh, acolo multe elemente, deci la noi sunt mult mai inovatoare decât în alte state, ne-am uitat cum se întâmplă în, în țările Baltice, ne-am uitat cum se întâmplă în Germania, în Franța, în, în Croația și așa mai departe. Deci, noi am încercat să vedem mai multe exemple. Dacă sunt exemple mai bune, noi suntem gata să le discutăm. E important să avem un element în vizor. Atunci când încercăm să îmbunătățim aceste legi, să încercăm să evităm tentative de crearea unor instrumente suplimentare care mai mult vor bloca decât vor ajuta serviciul să-și desfășoare activitatea contrainformativă. Noi avem un scop foarte clar, să protejăm securitatea țării și a cetățenilor noștri. Pentru a face acest lucru, e nevoie de, anumit, de a avea un cadru legal bine definit. Noastră foarte bine ați spus despre cei ce privește Curtea Europeană a Dreptului Omului, ce trebuie, în primul rând, trebuie să fie o lege specială pentru asta și ce trebuie să regăsească în lege. Noastră când vorbeați și enumerați punctele, eu chiar mă uitam, articolul peste articol, pentru că am, am urmat și noi logica asta. Acum, eu cred că e cazul noi să mergem să vedem bine modul cum noi am formulat-o, alte propuneri să o îmbunătățim. Chiar, chiar am urmat exact logica despre care ați menționat noastră. Așteptăm să vină și Comisia de la Veneția, vedem ce spune și ei, avem discuții până atunci în, în, în pe platformă parlamentară, împreună cu societate civilă, cu mediul academic, să vedem cum putem îmbunătăți, dar iarăși să avem un vizor că noi vrem să facem țara sigură și să avem o instituție care funcționează pentru cetățeni și pentru siguranța cetățenilor și să încercăm să nu creăm mai multe bariere decât avem la moment. Pentru că aceste proiecte de legi anumitind să scoată anumite bariere care stau la moment, stau de peste 10 ani, cum a menționat și domnul deputat, în fața serviciului și pe noi asta ne blochează foarte des să prevenim și să răspundem la întrebarea unde s-a uitat sis ce a făcut sis de ce asta s-a întâmplat. Păi, desigur, sis nici nu a avut capacitatea să, să vadă lucrurile astea, fiind limitat în anumite, uh, anumite instrumente. Mersi. Dau mai departe microfonul sau? cu aceleași întrebări pentru domnul Cheptonar, cu mențiunea că într-adevăr problema ridicată domnul Văzianu avizele din partea altor instituții, oficiul avocatul, avocatului poporului dacă nu mă înșel cred că acum când mă uitam, cred că erau, erau avize doar din partea unui un, din partea cineaș, nu nu din partea, din partea altor instituții. Deci din partea altor instituții mai așteptăm niște avizi, urmează să vină niște avize pe marginea acestor proiecte de lege uh, și cum vedeți mai departe procesul în așa fel încât acele aspecte ridicate de uh, domnul Poțianu, care sunt mai degrabă de incluziunea în proces a instituțiilor care sunt vizate să fie respectate. Da, deci uh, haideți să pornim de la sursă acestei legi, cum am menționat un pic mai devreme, circa 8-10 ani în urmă, această, această, lege a fost inițiată de către SIS, care spunea, noi avem nevoie, ca noi să putem să exercităm atribuțiunile pe care legea ne le, ne le conferă, noi avem nevoie de acest mecanism. Odată deja a venit aviz al Comisiei de la Veneția. A majoritatea solicitărilor au fost incluse în noul proiect de lege. El, eu consider că noi avem un mecanism foarte transparent și faptul că noi suntem astăzi aici la a doua dezbatere până ca el să fie adus în plen în măcar prima lectură, denotă că există o deschidere spre dezbatere și spre auzi uh, opiniile tuturor uh, actorilor interesați. Uh, o să, uh, uh, o să supunem acest proiect de lege votului în primă lectură, uh, după ce vor veni și. Dar uh, în primă lectură, știți, el deja este înregistrat. Noi îl vom supune dezbaterilor în plenul Parlamentului, așa cum el este astăzi, dar desigur că noi toți am auzit, eu sunt sigur că și deputații de opoziție au auzit argumentele criticilor acestui proiect și este firesc să existe critici, este un lucru binevenit. Noi le vom discuta în Parlament, după care... Toți deputații sunt mandatați cu dreptul de a veni cu amendamente, inclusiv noi. Deci eu voi citi cu atenție toate avizele care vor veni pe acest proiect de lege și vom veni, le vom discuta pe toate, iarăși eu cred, în, în dezbateri publice. Unele, unele, opinii cu siguranță vor avea sens și vor fi necesar de, de implementat. Noi suntem deschiși la lucrul ăsta, Va exista, vor exista dezbateri între prima și a doua lectură, vor exista amendamente și această lege nu este obligatoriu să fie în vigoare, în redacție zilei de astăzi. Și faptul că noi azi o dezbatem, mm. faptul că a doua oară, de exemplu, eu pe domnul Vozeanu îl, îl, îl aud despre opinia sa destul foarte bine documentată, este o dovadă a deschiderii spre, spre, discuții. Cu siguranță vor exista amendamente și nu în această redacție legea va fi în vigoare. Anumite lucruri se vor schimba. A doilea, pe controlul asupra serviciului de informații. În cadrul Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, există o subcomisie de control asupra SIS. Tradițional, după lege, și în legea nouă SIS ea rămâne să fie condusă de către un reprezentant al opoziției, deja de, eu cred, de mai mult de jumătate de an această subcomisie a fost formată și este teoretic, ea există, dar nu este funcțională pentru că președintele subcomisiei niciodată nu a convocat-o și nu am stabilit, haideți să mergem la SIS și să discutăm. În prezent, președintele, dacă nu greșesc, astăzi este ultima zi de președinție președintelui curent al subcomisiei, domnul Starăș, Mâine, în cadrul ședinței Comisiei Securitate Națională, deci există agreat că va fi schimbat domnul Starăș cu domnul Albu, care în dezbatere este destul de proactiv și eu sunt sigur că practic în primele zile după această schimbare noi ne vom convoca și vom începe să, să muncim. Deci la momentul dat nu există o vină a puterii din inacțiune și noi am solicitat, practic văzând că suntem nefuncționali, am solicitat în cadrul comisiei și mâine va fi schimbat președintele. Acum al treilea lucru despre, iarăși revin la fricile cetățenilor și a actorilor politici de, de, acest, de această lege, eu, cumva, pe lângă, ne-ați avea dreptate, desigur, punctual, la lucrurile care v-ați referit, poate undeva interpretarea, cel puțin, unii lucruri eu le interpretez că deja sunt, deși dumneavoastră spuneți că nu sunt, dar iar asta e o chestiune de Discuții ulterioare, dar ce pot să spun cu siguranță este că atunci când a existat voință politică rea ca politicienii să fie urmăriți, să fie interceptați, să fie scurgeri de tot felul de materiale audio-video din viața personală a persoanelor publice, acest lucru s-a întâmplat și din câte am văzut până acum, sursa nu a fost serviciul de informații și uh, securitate. Dacă există voință politică, politici, uh, ne rea, politicienii vor fi urmăriți uh, de către uh, alte regimuri, uh, vor fi uh, interceptați. Dacă. Dar noi, astăzi, avem uh, o tendință de a fi. Foarte corecție în aplicarea legii. Haideți, zicem, are serviciul de informații și securitate ofițeri care pot să efectueze filaj sau pot să efectueze interceptări? Are. De ce cere acest mecanism cu o voce? Noi avem nevoie de, de el, spune SIS. Spune de ce? Pentru că, deși au mecanismele, nu le pot folosi, pentru că legea, la momentul dat, nu permite. Nu poți urmări un spion cu acoperire diplomatică în cadrul unui dosar uh, penal. Pur și simplu nu ai cum. Este un mecanism bine cunoscut în toate, uh, în, în, în toate serviciile de informații uh, de oriunde că uh, tipul ăsta de, de, amenințări la adresa securității statului uh, se monitorizează, se contracarează în afara proceselor uh, penale. Sunt și uh, așa activează peste tot. Și uh, ce a spus, uh, ce a spus dumneavoastră despre faptul că în partea de motivare în, scriso, în nota informativă la proiectul de lege nu sunt specificate practici ale altor servicii, să știți, eu, eu m-am documentat, sunt practic în majoritatea țărilor europene, există exact acest mecanism, dar noi nu l-am specificat în nota informativă, dar cel puțin la dezbaterea în plen, eu voi prezenta acest proiect și o să mă pregătesc cu, să spun, cum este în Muntenegru, cum este în Spania, cum este în România, deci țări care eu deja m-am documentat, există acest mecanism. Noi suntem, cum am zis, în situația în care dacă va veni un conducător, un regim politic rău intenționat cu această lege sau fără această lege, politicienii vor fi urmăriți. Dacă vine un nou plăhutniuc, de exemplu. Dar noi astăzi suntem corecți după lege și noi nu putem să-i urmărim și să-i pe cei care periclitează securitatea Națională a Republicii Moldova. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Eu o să vă invit să trecem la partea de concluzii uh, și să ne concentrăm mai degrabă pe uh, aceste mecanisme de control despre care au discutat și domnul seață și domnul Cheptonar. Uh, care ar fi soluțiile în acest caz? Care ar fi propunerile în acest caz? Scurt, în limita a două minute, ca să ieșim de aici cu câteva idei ce pot fi utile dincolo de cele menționate anterior pentru, în general, viziunea pe care ar trebui să o aibă guvernarea, dar și celelalte instituții din, din, din cadrul. Arhitecturii, arhitecturii statului de drept de fapt din Republica Moldova privind controlul asupra activității serviciului de informație și securitate în următoarea perioadă. O să începem la domnul Poseanu. <coughs> Probabil că mai întâi de toate trebuie pornit cu un control efectiv asupra acestor activități. Controlul parlamentar nici de cum nu poate servi un control efectiv, deci trebuie să recunoaștem este un control declarativ. Nici unul deputat, nici din subcomisie, nici din Comisia Securitate Națională SIS, niciodată nu prezinte anchetele reale, nume reale sau careva informații reale care să fie supus controlului. Probabil că este mai mult un control așa administrativ sau de eficiență. Deci ar trebui de pornit cu acest control crearea unei comisii, Consiliului, secții, subdiviziuni, cum doriți numiți-o, care să aibă o autonomie funcțională față de serviciu, care să poată să investigheze legalitatea acestor activități. Ceva similar cum este și Comisia pe Secretul de Stat, care, în știu, ultima perioadă de timp nu prea este prea vocală, dar cel puțin care să aibă un mandat clar de a verifica activitățile exacte din perspectiva aceasta. A doilea moment este stabilirea unui registru unic, informațional automatizat, care să denote sau să stocheze toate aceste activități realizate fără drept de modificare, manipulare sau ștergere, adaptare și așa mai departe care să fie integrat cu sistemele informaționale de stat care spună interdicție de neinformare pe perioada care este necesară de a fi investigată de către SIS. Deci astăzi nu există niciun un mecanism pentru a fi informat cetățeanul. Deci cu alte cuvinte, dacă SIS a dispus în privința lui Sergiu Bozeanu o măsură informativă sau contrainformativă, SIS trebuie să stabilească restricția pe o perioadă anumită de timp. De exemplu, SIS-ului este necesar registrul stat a populației, interceptarea GPS și alte mijloace în toate aceste sisteme informaționale în care se va utiliza sau se vor prelucra aceste informații să fie stabilită perioada de restricție. Perioada de restricție să aibă acces SIS-ul care să o poată prelungi în dependență de măsurile care sunt în derulare. Dacă este necesar 1, 2, două, trei, jumătate de ani, deci ele se pot fi prelungite. Însă, deci, acest termen să aibă o finalitate. Trebuie să fie început și să fie sfârșit asupra restricționării acestor drepturi. Odată cu finalizarea acestor măsuri, persoana trebuie să aibă dreptul de a obține acces la aceste informații. Volumul sau acestor informații trebuie să fie iarăși determinat, probabil că nu la toate informațiile va fi necesar de acordat acces, dar cel puțin la... Spre exemplu, în Germania îți vine SMS prin care te, te informează că a fost supus măsurilor speciale de investigație. Iată, asta este controlul cetățeanului de a cunoaște cum el este, să-i spunem, filat sau prelucrat de către stat. Și al treilea aspect primordial este stabilirea unui, unui mecanism de proporționalitate în ceea ce privește declanșarea prelungirea și finalizarea acestor măsuri. La moment nu există conceptual o structură prin care se poate determina chiar același judecător de instrucție. După ce el trebuie să conducă atunci când stabilește neexcesivitatea acestor măsuri, pertinența și indispensabilitatea. Pentru că așa spune CEDO, activitatea ascunsă a statului, activitatea intruzivă a statului poate să doar atunci când prin alte mijloace mai puțin intruzive nu poate fi atins același obiectiv. Și ultimul obiectiv, probabil, care cred că ar fi cel mai simplu, să îngustăm obiectivul urmărit. Dacă urmărim, ați, ați spus despre cazurile, despre ambasade, misiunile de diplomatice care au careva activități care sunt supuse investigației sis și din perspectiva urmăririi penale nu poate fi realizate, haideți să micșorem, dar să conturăm, să focusăm atenția asupra acestor activități sau să Clarificăm clar când niște măsuri mai intruzive pot fi să vă, întreprinse în privința anumitor tipuri de situație și când aceste, aceste măsuri pot fi întreprinse în privința altor situații. Pentru că la moment noi avem puse toate într-un ceaun, deci toate situațiile sunt într-o grămadă, care nu, nu, poți înțelege. Că el e emisiune diplomatică, cetățean străin, că e dintr-o țară, nu mai știu, afectată sau e pur și simplu un cetățean de rând sau un jurnalist de investigații, astăzi nu este clar cum poate fi, să-i spunem așa, efectuate aceste măsuri și siguranța sau liniștea noastră să fie atinsă. Și ultimul aspect, să existe un organ de colaborare sau de discuție, de interacțiune cu societatea. Nu mă refer doar la societatea civilă, mă refer chiar la instituții interinstituționale, la nivel de ministerii, autorități autonome, unegeuri, uri jurnaliști, presă și altele, ca să existe o puncte de contact pentru a stabili un anumit grad de încredere. Atât timp cât lumina este însă și ușa închisă, nu poți avea încredere în acea persoană care se află în camera vecină. Mulțumesc! Deci, pe lângă faptul că este nevoie de un control riguros, eu cred că primordial trebuie să atragem atenție foarte mare la legile care vor fi adoptate. Sunt de acord, domnule director al serviciului, că proiectele de legi, stabilesc aceleași criterii sau limite pe care le stabilește și CEDO, însă nu putem nega faptul că printre rânduri mai sunt și unele prevederi care de fapt duc la potențiale abuzuri și încălcări ale drepturilor omului. Dumneavoastră și singur ați admis printre altele, spre exemplu, cum ar fi despre alineatul 1 litera de la articolul 12 cu privire la măsurile contrainformative. Uh, pentru că uh, anume în baza legii va activa serviciului și în baza legii se va efectua controlul și în baza legii va fi posibil de depistat ulterioarele abuzuri și încălcările drepturilor omului sau nu. De aceea este necesar de a lua în considerație toate um, sugestiile care vin din partea societății civile, de a implementa acele recomandări ale organizațiilor internaționale și de a nu le lăsa de la un an la altul și de a aștepta că Comisia de la Veneția va veni cu un alt răspuns sau cu o altă opinie cu privire la aceeași prevedere despre care s-a expus critic cu ani în urmă încă. Da, mulțumesc. După cum am spus un pic mai devreme, eu personal consider că noi suntem pregătiți să introducem această lege în dezbatere în plenul Parlamentului până la sfârșitul acestei sesiuni. Încă nu este stabilită agenda, ea încă nu este pe agenda, asta se va întâmpla după ședința biroului permanent, dar consider că noi. Deja în primă lectură o să uh, supunem legea dezbaterilor, după care pe durata vacanței parlamentare din uh, ianuarie no uh, vor veni toate, toate vizile, toate opiniile uh, și deja în februarie după o lună, deci va exista suficient timp ca toată lumea interesată să vină să trimită informațiile despre ce nu este bine, care este opinia lor, de ce nu, este bine, nu, nu sunt bune anumite prevederi. În februarie revenim la discuții, când avem toate avizele și toate propunerile pe masă. Noi ne-am arătat, ca Parlamentul am arătat suficientă transparență, ne-am întâlnit în ședință, acum suntem în dezbateri. În februarie revenim la amendamente, la propuneri, și suntem pregătiți acolo unde propunerile au sens să venim cu, să venim cu modificări pentru lectura a doua. Da, mersi. Foarte scurt, proiectele de legi sunt pentru dezbatere publică. Cât mai largă dezbaterea, cu atât mai bine. Vrem să vedem și propuneri concrete, constructive, înscris, expediate către Comisia Parlamentară asupra cărora să putem avea anumite discuții. Noi singuri ca și instituții, după mai multe dezbateri care le-am avut, pregătim și noi unele idei, unele ajustări în cadrul legal pe care și noi o să le transmitem Comisiei Parlamentare și o să insistăm ele să fie parte din, din amendamente. Așteptăm Comisia de la Veneția care va fi într-o lună aproximativ, care iarăși se va expune pe o nouă redacție a legii, una modificată după ce data trecută ei au dat uh, în comentariul lor uh, și haideți să vedem foarte clar proporțional între securitatea statului și drepturile cetățenilor, pentru că e o limită foarte fină, dar trebuie să, să avem o prioritate foarte clară aici. Mersi. Eu tot am să fiu succintă cu atât mai mult că s-a menționat necesitatea un astfel de platforme care să inițieze acest control din perspectiva, am putea spune, de colaborare trade-off privind sectorul de, informare, de informație și securitate și societatea civilă. Eu aș mai adăuga aici doar faptul că să nu cetățenii sunt nu numai cetățeanul care își face activitatea zi cu zi la piață sau la o uzină sau la o întreprindere, nu vorbim despre funcționari, Funcționarii de asemenea în cadrul unui brainstorm ne-a arătat că au percepții diferite privind la funcționalitatea, serviciilor, dar aceasta mai mult rezidă în faptul că noi ce am observat că percepția ce înseamnă securitatea națională înțelegem toți diferit. Securitatea națională pentru mine ca societate civilă este vorba și cetățeanul, și deseori chiar astăzi când am vorbit securitatea națională pentru servicii de informație, securitate mai mult din perspectiva statului. Și când există o clarificare, cui asigurăm noi securitatea, cui prestăm servicii, atunci noi să înțelegem că este nevoie de securitate inclusivă. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc mult vorbitorilor care. Au venit astăzi cu viziuni pe alocuri diferite, distincte, cu abordări diferite, dar cred eu că am născut aici o dezbatere care poate fi utilă pentru cei care ne urmăresc să înțeleagă toate aspectele problemei, dar poate fi utilă și pentru redacția ulterioară a proiectelor de lege, care sper eu vor fi cât mai bine revizuite în așa fel încât să asigure respectarea acelor principii care au fost menționate astăzi de aici. Vreau încă o dată să mulțumesc partenerilor noștri, Fundația Hans pentru suportul acordat în organizarea acestui eveniment. Trebuie să menționăm că este ultimul eveniment din din, din cadrul proiectului EU Debates Cafe din, din acest an. Noi revenim uh, anul următor cu o altă serie de evenimente pe subiecte de actualitate, subiecte de interes public și uh, vom încerca în continuare să uh, contribuim la uh, Informarea, dar și explicarea unor aspecte esențiale a subiectelor discutate, în așa fel încât dezbaterele propozite să contribuie la documentele care sunt elaborate, politicile sau reformele care sunt în proces de lucru. Vă doresc o zi bună și rămâneți alături de noi!